Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou tutorial în care vreau să vă vorbesc despre aplicația de calcul tabelar din pachetul OpenOffice și anume aplicația Calc, echivalenta aplicației Excel din Microsoft Office. Pentru a deschide aplicația se execută două clicuri pe pictograma de pe suprafața de lucru OpenOffice și apoi se alege opțiunea Spreadsheet. Dacă, de exemplu, avem deja creat fișierul cu foaia de calcul cu ajutorul aplicației Excel, se poate porni aplicația Calc direct în modul de editare a acestei foi de calcul, executând un clic dreapta pe acest fișier, alegând opțiunea Open Aid, apoi Choose Another App și din meniul apărut se alege executabilul aplicației Calc, care este numit scalc.exe. Astfel, aplicația Calc se deschide direct în modul de editare a foii de calcul. La prima vedere observăm că interfața grafică a aplicației este similară cu cea a aplicației Excel din versiunile mai vechi, lucru întâlnit și la aplicația Writer comparată cu aplicația Word. Interfață în care regăsim bara de nume, bara de meniuri, bara de butoane și bara de funcții. Apoi conținutul foii de calcul, iar în dreapta fereastră regăsim la fel ca la aplicația Writer, acea zonă de tip Explorer care conține de această dată cinci butoane poziționate vertical, și anume: proprietăți, style, formatting, gallery, navigator și al cincilea buton numit functions, prin intermediul căruia avem acces la funcțiile pe care le putem introduce în foaia noastră de calcul. Să încercăm o editare a unui grup de celule, de exemplu, să introducem un text în această zonă și să încercăm să salvăm acest registru de calcul. Vom accesa meniul File, apoi opțiunea Save, acțiunea în urma căreia ne este afișat acest mesaj în care ni se propune salvarea acestui registru în formatul curent al fișierului sau salvarea în format ODF care este formatul proprietar al aplicațiilor din pachetul Open Office. Bineînțeles că dacă dorim ca acest registru de calcul să mai poată fi editat deschis cu ajutorul aplicației Excel, vom alege opțiunea Keep Current Format. Închidem aplicația Calc și să încercăm să deschidem de această dată acest registru de calcul cu ajutorul aplicației Excel. Se observă că regăsim în conținutul foii de calcul acel text pe care noi l-am adăugat cu ajutorul aplicației Calc. Trebuie să specific faptul că similar ca la aplicația Writer, aplicația Calc nu prezintă suport pentru tipul de fișiere XLSX, ci poate edita doar fișierele de tip XLS. Acest lucru va fi remediat în versiunile ulterioare care vor apărea pentru aplicațiile care fac parte din pachetul Open Office. Acesta a fost tutorialul pentru astăzi, eu am fost Adrian și până data viitoare vă doresc la revedere!